În contextul Zilei Arhivelor pe 1 octombrie, Arhivele Naționale, Serviciul Județean Suceava a organizat Ziua Porților Deschise. Celor prezenți le-au fost prezentate documente originale, cărți de patrimoniu mai puțin cunoscute publicului, dar și o serie de aspecte privind organizarea fondurilor arhivistice în depozitele de arhivă. În fiecare an, pe 31 octombrie, se sărbătorește Ziua Arhivelor Naționale și semnifică această zi unificarea arhivelor din Moldova, cele din țara românească. Prima oară a fost în 1862, din 64 s-a înființat Direcția Generală a Arhivelor Statului din România. Ce le-ați prezentat celor veniți astăzi aici? În primul rând, noi ne adresăm elevilor și studenților cu această zi, pentru că ei n-au mai văzut, sigur, n-au mai intrat pe la noi și n-au văzut documentele. Le-am arătat și în depozit cum se păstrează, condițiile specifice, pentru că avem documente care sunt pe mai mulți suporți, atât pe hârtie, documentele originale care le văd aici expuse sunt pe pergament, dar avem și fotografii. Și climatul special care trebuie asigurat pentru acestea, deci s-au făcut în depozit și aici am scos din colecția noastră, din tezaurul sucevean, cele mai importante documente. Din punct de vedere al conținutului, cel mai vechi document îl putem vedea aici, este de la Roman Voievod, din 1392, cred că, iar cel mai vechi original pe care îl avem este un document de la Iliaș Voievod din 1432. Evenimentul a fost destinat în special elevilor, studenților și profesorilor de istorie. Mi s-a părut ceva foarte impresionant. Am învățat iarăși despre Ștefan cel Mare. Am văzut catalogul, unul vechi. Bine, noi le-am prezentat două depozite ale arhivelor, organizarea documentelor într-un depozit de arhivă, rafturile, sistemul de ordonare a documentelor, inventariere, tot ce înseamnă un depozit de arhivă, bineînțeles, spațiul fiind foarte strânt și ordonarea lor pe rafturi. La ce se referă documentele, cum se pot cerceta documentele și cum pot studia dumnealor la sala de studiu. Mai ales că n-au fost niciodată și au fost interesați și de strămoșii lor, de documentele de stalecirile vechi, din ce perioadă le avem. Ne-au întrebat într-un alt depozit care sunt cele mai vechi documente. Bineînțeles, la Metropolia Bucovina avem documente vechi. Au fost în general curioși de aspectele istorice, de la ce reprezintă acele documente. Au văzut niște denumiri și nu știau